Bună seara, bun găsit tuturor! Gheorghe Tadic a definitivat lotul României pentru campionatul mondial din Serbia din luna decembrie. Vestea bună este că selecționerul se va baza și pe severineanca Aneta Pârvuț, handbalistă descoperită și lansată de profesorul Ion Milovan la Clubul Sportiv Școlar Drobeta. Selecționerul Gheorghe Tadic a adunat, a scăzut, a calculat, iar în final a tras linie și a anunțat cele 18 jucătoare care se vor reuni săptămâna viitoare pentru turneul final din Serbia. Din lot fac parte aproape toate numele grele, în frunte cu Cristina Neagu și Paula Ungureanu, dar în același timp și multe jucătoare care își vor face botezul într-o mare competiție. Este și cazul severinencei Aneta Pârvuț, care evoluează la noua forță a handbalului românesc HCM Baia Mare. Evoluțiile remarcabile în jocurile de Liga Campionilor, când a marcat atunci când Baia Mare chiar avea nevoie pentru a-și depăși condiția, au ajutat-o să prindă lotul tricolor spre satisfacția profesorului Ion Milovan, primul său antrenor. Sunt bucuros și întotdeauna mi-aduc bucurii jucătoarele care reprezintă România, așa cum este și Aneta, care de mic a avut calități, avea chemare spre marea performanță. Ea a început din clasa a patra la acest club pregătirile pentru handbal și îi se întrezărea un viitor deosebit încă de mică. De altfel a fost la naționala de junioare, de tineret, a parcurs toate treptele promovării în loturile naționale, iar cu Clubul Sportiv Școlar Drobeta, echipa la care a participat, a obținut numeroase medalii, participări la turnee finale. Profesorul Milovan o vede peste puțin timp pe Aneta Pârvuț la formații de top din vestul Europei, deoarece are o calitate pe care puține handbaliste din lume o dețin, pătrundere în viteză. Îi prevăd un viitor foarte lung și cu rezultate deosebite și la lotul național, pentru că este o jucătoare foarte receptivă la indicațiile antrenorului, este o jucătoare tehnică și viteză. Are viteză pe care nu au multe jucătoare din lume. De asemenea, așa cum au remarcat și specialiștii, depășirile de pătrundere ale Anetei sunt printre cele mai eficiente din lume. România face parte din grupa D alături de Ungaria, Germania, Cehia, Tunisia și Australia. Campionatul mondial din Serbia se va disputa între 6 și 22 decembrie. La sfârșitul lunii noiembrie, Emiratele Arabe Unite vor găzdui campionatele mondiale de judo pentru veterani. Din lotul României va face parte și judoca de la CSM Drobeta Turnu Severin, Lena Sterea. Ca în fiecare an, și în 2013, judoca Lena Sterea, sportivă, antrenor și arbitru al Clubului Sportiv Municipal Drobeta Turnu Severin, se pregătește pentru participarea la competițiile internaționale de veterani. După ce a colecționat aurul mondial de la Budapesta 2010, Frankfurt 2011 și Miami 2012, Lena Sterea caută să-și întregească tezaurul de medalii și de la Abu Dhabi. Sportiva a precizat în cadrul emisiunii difuzate de RTS Top Sport că se află pe ultima sută de metri cu pregătirea la cea mai importantă competiție a sezonului. E adevărat că mă pregătesc cu sportivii mei, la oaltă cu sportivii mei, pentru cea mai importantă competiție din sezonul competițional de anul acesta, campionatul mondial de veterani, aia să vorbim despre aspectul acesta, veteran înseamnă vârste peste 30 de ani, vă gândiți la veteran de război, vârste peste 30 de ani, este de fapt o completare a sportului de performanță, este o motivație de a te pregăti în continuare și de a-ți petrece timpul într-un mod frumos, pentru că cine face sport și călătorește mult și vede lumea și își face prieteni. Ca o veritabilă gospodină în ale judoului, Lena Sterea a dezvăluit rețeta magică prin care reușește să obțină aurul la campionatele mondiale. Nu știu dacă putem vorbi despre o rețetă sau hai să vorbim despre rețetă, să vedem dacă ingredientele sunt cele necesare pentru a ajunge pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și nu unul oarecare, ci cel mondial, unde este foarte greu. Zic eu că, în primul rând, e nevoie de multă pasiune, după care adaugi puțin, puțină pasiune, am spus, da? Puțină pasiune, trebuie să adaugi foarte multă perseverență, după care completezi așa pentru gust cu motivație,
ca să poți să te pregătești în fiecare zi, pentru că pentru un campionat mondial nu te poți pregăti de pe o zi pe alta. Campionatul mondial de judo pentru veterani va avea loc în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi, în perioada 24-27 noiembrie 2013. Aceasta este cea mai importantă competiție a sezonului pentru Lena Sterea, după ce în primăvară a obținut argintul la campionatele europene de veterani din Franța. Prezențile trecute la meciul de campionat dintre Universitatea Craiova și Târgu Mureș, fostul mare internațional Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre barajul naționalei cu Grecia și a făcut analiza celor două echipe. Acesta crede că naționala se va califica la campionatul mondial din Brazilia. Ioan Ovidiu Sabău, cel care a participat la două turnee finale, campionatul mondial din 1990 și campionatul european din 1996, crede că după barajul cu Grecia, România se va califica la mondial de data aceasta. Mizează pe dorința jucătorilor de a merge la competiția unde ajung doar cei mai buni fotbaliști din lume, dar și pe faptul că grecii sunt considerați favoriți la calificare. Nu știu ce-mi spune că echipa națională se va califica. Am mare încredere datorită declarațiilor, în primul rând, a celor grecilor care se consideră superior, vin așa cu un aer de superioritate și poate să fie un avantaj, pentru că ei sunt considerați favoriți, iar noi când adversarii au fost considerați favoriți, ne-a motivat foarte, foarte tare. Când am plecat noi favoriți, a fost prea mare presiune și atunci am cam clacat. Mesajul fostului mijlocaș al naționalei pentru fotbaliștii care vor evolua în dubla manșă cu Grecia este cât se poate de clar: dăruire maximă. Sabău le transmite că numai prin calificări la turneele finale vor rămâne memoria vie a suporterilor. Să-și dorească foarte mult să ajungă la acest campionat mondial. Înseamnă foarte, foarte mult pentru un jucător. Banii contează foarte mult, dar până la urmă rămân ceea ce ai reușit pe plan profesional. Câte trofei ai câștigat, la ce echipe ai jucat, campionate, cupe și așa mai departe. Dacă nu, se uită de tine până la urmă. Vedeți și generațiile care au fost, nu s-au calificat. Practic au fost generații care, atunci când tragi linia, spui că nu au avut valoare. Ioan Ovidiu Sabău a jucat 55 de meciuri pentru echipa națională de fotbal a României și a marcat 8 goluri. A debutat într-un meci împotriva Israelului în februarie 1988 și și-a încheiat cariera la prima reprezentativă după barajul pentru Cupa Mondială din 2002, pierdut împotriva Sloveniei. Pe lângă oamenii de fotbal, și românii plecați la mii de kilometri de casă le țin pumnii strânși tricolorilor. Soldații din Afganistan au postat pe internet un clip în care și-arată dragostea față de Marica și compania. De aici, din Afganistan, susținem echipa națională a României în dubla manșă împotriva Greciei. România, vigoare! Cele două meciuri din play-off-ul de calificare la turneul final al Cupei Mondiale din 2014 sunt programate la 15 noiembrie, ora 20:45, pe stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu și la 19 noiembrie, ora 21, pe Arena Națională din București. Ultimul campionat mondial la care România a participat a fost cel din Franța, 1998. Atât din sport pentru seara aceasta, cu alte știri interesante ne revedem și mâine. Sunt Claudia Șontea, toate cele bune!